Maranata, Domnul nostru vine. Trăiesc în mine sentimentul mărețului extaz de har. Aș vrea să cânt de fericire, să alerg, să spun despre iubire. Și când acest popor ce-i sfânt, format din sfinți de pe pământ, va fi într-o clipă transformat de tot ce-i fire dezbrăcat, lăsând aici în mărginitul durerile din trup, pământul, și într-un salt înaripat noi vom pleca cu adevărat. Noi vom fi duși ca un trofeu să moștenim cu Dumnezeu. Oh, cât va fi de minunat! Eu n-am belșugul de cuvinte să pot ca să-ți vorbesc de ajuns de măreția și splendoarea venirii Domnului Iisus. Căci niciun poet din lume, niciun inspirat de jos n-a putut ca să descrie revenirea lui Hristos. Pentru ziua arătării în deplina lui splendoare, întâi trupurile noastre vor fi toate în transformare. Și în alte trupuri sfinte vom putea trăi misterul. Și în alte trupuri frate vom putea străbate ceriul. Și abia atunci iubitul va putea vorbi deschis ce-ar fi vrut să ne vorbească câteodată noaptea în vis. Și abia atunci cântavom ce aici n-am cântat și abia atunci trăivom viața cu adevărat. Noi suntem călători aici, dar într-o zi ne-om prezenta în portul sfânt al veșniciei, unde de plin ne-om bucura. Azi, cine vrea să ne hulească, să ne hulească cât o vrea. Dar într-o zi, să țină minte, noi de aici vom pleca. Iar cine vrea să ne urmeze, să ne urmeze prin Iisus, căci în curând, pe aripa slavei, ne vom vedea în ceruri sus. Noi știm că Domnul nostru vine și mult El nu va zăbăvi. El vine, vine în mărire și pe cei sfinți îi va răpi. Glorificăm venirea Lui, cântăm, vestim un Maranata. Întregul univers răsună, vine Domnul, Domnul vine. Să fim gata. Amin.